Salut, salut, prieteni, ce mai faceți, ce mai ziceți, cum mai este viața voastră? Eu, uite, bine, pe aici mă joc Forza Horizon, am aproape 3 milioane de cărăuși și am gândit în acest episod că ar fi o investiție foarte bună să-mi iau un Bugatti. De când așteptam, bă, cât am stat să fac banii ăștia, bă, de Bugatti, de-abia aștept acum, iau toate mașinile astea care s-au vândut, restul le luăm noi altă dată, dar acum mergem la să vedem toate mașinile. Căutăm aici clasa de Bugatti, ce e mai șmecher, ce mai așa, și e 2400 și luăm un Bugatti, bă, băieți, bă. Hai, da, cred că ne-am dus cu banii, bă. Bugatti! Bă, lăsăm pe ăsta cum e el așa în fabrică și dai select. Dai bai! Nu pot să cred că am dat 2.400.000 pe o mașină! Oh my fucking god! Sunteți nebuni? Apăsați butonul de aia că vreți și voi această mașină în viața reală. Vreau să fiu sincer aici, vreau prea frumoasă mașina asta. Hai, să-i auzim. Opa! La garaj. Hai să o tunăm și de ce bani mai avem, că na, merge un pic acolo să fie tunată cât de cât. Nu cred că o fac la maxim, dar cât de cât acolo tot o fac. Na, asta nu. Pa, mamă, e viață. Hai să vedem, o ducem în 999. Sau salată. Sau salată. Hai să vedem, băgăm tot. Race, un record, race. Cauciuce, cauciuce. Meh. Cred că o să-mi cauci cele ele. Aici, cele mai mari, frate. Încă avem bani, deci putem să și cumpărăm. Încă avem, încă avem. Deci, meh. Luăm, cum să nu luăm. Ia. Facem ceva, facem sau facem și-o de asta. Și cred că aici n-am pus-o, nu? Da, uite, ia să merge. Mamă! Și în spate s-au salat. Mamă! Bun. Acum, hai să vedem. Mamă, păi nu vreau doar frate. Bă, ce are? Cum e? Las-o 4-4. 4-4. Mă, și cred că... Dacă îi pun și ăsta, cred că îl duc. A, și îl duc dacă... Las așa. Păi și... Ce? De ce nu-i 999? Alo! Ce mai trebuie să duc? Ia, stai, la roți să vedem. Hai să vedem aici la roți. Da, nu, nimica. Aici pe spate cel mai mare. Mărimea asta e bună. Da, nu știu care e schema și de ce nu-i nou, 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 dar hai, las. Hai să vedem, am dat la bani, cât am dat, 28k? Sau, cred că mai mult, 28k, cred că 200 și ceva, nu știu cât am dat, în fine. Hai să auzim prima oară, prima cheie. Ah, n-am auzit-o, fuck. Ma... Ia să-i vedem volanul. Nu știu volanul ce mai chiar. Ne. Hai să vedem. Ma... Hai să vedem. Hai să facem un curs să vedem cum e. Să mergem aici la drag să vedem cum... Cât de nenorocire e mașina asta, bă, că de când o așteptam. Mă, la pune și tăre, păi de bă. Hai să vedem. Nu cred că se mai restartează, da, ba da. Ha. Hai bă, 2-3. Nu cred că dă play, dar hai. Cheat! Mea. Mea, mea. Mamă, hai să vedem cât ia. Bă, nu-i cine știe ce rapidă ge... După ăsta. E clară, nu? Prindea mult mai mult aici. Da... În fine, oricum, e șmecă, rău mașină, două morții, dar prea oricare. Mea. Nu pe aici, pe gheață facem de toate, să fie bine, să nu fie rău. Hai să vedem ce ne dă băiatul ăsta. Ne dă cu d-astea, lasă-mă pe mine cu d-astea. Eu vreau să fac un felul următor la mașina asta.
Hai să dăm și un super spin acum, dar așa de episod și... Bă, să zicem, BMW 5, 2012, nu știu ce să zic, cred că o să vând mașina, dar n-am eu ce face cu mașina aia, dar avem 47 de-astea, avem aici un USB, hai să vedem, mai dă unul, stau salată. Mamă, fac așa, le dăm pe toate, că nu, vreau să iau niște USB-uri de aici, că mai dăm așa, o dăm episod, zic, hai să vedem. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem ce pică, ce pică, ce pică, poate pică mare. Și? Ce pică? Să zicem. Și încă una? Mamă, mamă, mamă. Bă, preferam Lotus-ul să fiu sincer, dar și mașina asta e ok. O vând nu de alta, da. Asta 5, asta 50. S-o luăm. Hai mă, s-o luăm și pe asta, mă. Hai s-o luăm și pe asta, ce naiba. Hai, am loc. Hai și pe asta, pac și pac și după mergem, facem și o cursă și hai să dăm cu o dată la spin. Bă, bani, bani sau o mașină șmecheră? O, oh, cisme, mă, mașina de preferat. Fuck! În fine, hai să vedem ce cursă putem să facem cu mașina asta și revenim în cursă, bă, băieți, voi. Ok, trecut, nu cred că o să-mi iau claim pe video pentru că vorbesc ăștia din jur, dar nu-i problemă. Băi, era aici ceva cu Top Gear și am zis să intru să văd, să fac, să termin, că vreau să termin cam toate emisiunile de pe aici. Și cum e aia de drift, că am făcut-o pe livestream, cum e asta Top Gear și mai sunt unele cu taxi și toate astea. Nu știu cu ce mă ajută, dar vreau să văd dacă le termin. Bine, dacă aș vrea să le termin, măcar cu una să văd ce face, trebuie să mă ocup de mai de una, nu să vă încep la fiecare să le las după moarte, așa. Oricum, văd că mi-a dat să conduc BMW-ul ăsta AM. Da, trebuie să nu o lovim și trebuie să mergem cu ea doar 7 km, adică ceva de nedescris. Mi-am luat mașină la 2.400.000 de cărăuri și îmi conduc BMW. N-au mai zis nimic. În fine, am oricum pe gheață, cel puțin. Bine, ar trebui să-i pun pe gheață acum, că îi ar trebui să-i pun, cum să numești, alea, roțile de gheață, dar scădea foarte mult și nu vreau să stau chiar așa de mult, așa am zis, mă, o să o conduc când o să fie vară, oricum nu știu cât durează sezonul ăsta de iarnă aici pe Forza, așa că așteptam să se facă, nu știu, să facă vară și după pot să o conduc pe aia, mă, numai cu aia, nu mai merg numai cu McLaren, acum o să merg și cu mare Bugatti și Siron, ce ne-am ăla. Mami, mediu. Sper să nu lovesc. Mamă, era să o văd pe ea de când bot. Mă, nu știu cu ce costă mult ăsta, că așa mi l-au dat ei, dar... Da, hai să sperăm să ajungem întregi, fără să bușim mașina. Avem timp 4 minute și cred că ajungem în 4 minute, să fiu sincer. A trecut deja 2 minute și încă nu prea am pus și mașina, bă, dar nu se știe niciodată. Că acum era puțin să o fac puțin mai așa să o lovesc, să o iau cred că de la început, dar oricum. O, e cine știe ce rapidă mașina asta, să fiu sincer. Bă, nici Bugatti-ul, mă așteptam să fie mult mai rapid, dar probabil că n-am tunat eu ceva, ca lumea, oricum o să mă uit să văd. Ma, hai că m-am lovit cu beatul ăla. Mă, o iau pe aici, să văd cam cât îmi ia. Mamă, cât îmi ia. Mamă, cât îmi ia. Hai că sunt nici nu sunt pe patrasen, dar cred că o iau pe aici. Am mai mai mult că puțin, dar hai să facem. Curtătură, zic. Oricum, ajung repede. Și să fie easy peasy. Da, bă, nu prea fuge mașina asta, dar să zicem că e ok, să zicem. Și te să și opresc, mă? Hai, da, bine că nu spuneți, mă. Credeam că gen doar trebuie să ajung și gata, aia a fost că mă dă iauta, mă, da. Bă, că trebuie să te oprești? Da, ce să zic. Hai că mă opresc. Gata, da, m-am mers. Ce să zic.
Bă, azi inițial nu o să apară gen videoclip de Minecraft și pun cum videoclip de Minecraft Survivor, dar trebuie să filmez o comandă pentru un videoclip de Minecraft și nu prea am chef să mai mă joc acum. Și am zis să filmez un videoclip de Forza. Trebuie să se miște ok, să nu se frameze gen filmarea și o să fie plan. Bă, nu știu mai ce se întâmplă, sper să nu îmi dea iar un comisiune, dar dacă îmi da, îmi dă încă una, nu e problemă, mai facem videoclip mai lung. Să vedem ce susținere sunt la videoclipurile astea, mă, nu cu tractor, ce trec cu ea asta, mă? Tractor, nu? Ce? Tractor, da, le tractor, tractor. Te-l poți stau cu betoane. Anul ăla e ăla care ia gheața de păstrăzi. Bine, frate, iau, da. Mamă, uite-l pe ăla lui. Mamă, mijiu! Mamă, ia, vezi mă cum merge mașina asta, mamă, e la top speed. Da, să văd că noi suntem să fim sănătoși. Gata, ea mea acum chiar mi-am luat-o, o să aștept. Aștept mesaje de la YouTube. Păi mei, Doamne ajută! Trebuie să ajung 140 de kilometri pe oră, ce? A, cred că e ceva de... Să ajung, gen, când ajung acolo, să am 140 ca să iau prima stea sau cum e? Oricum e mai mult de 100. Bine, dacă merg cum merg așa, e... Oricum nu cred că prinde mașina asta. Tractorul ăsta mai mult decât o să nu trăie, dar hai. 140 prima, păi. A doua stea la cât îi mâncați așa. Dar tractorul ăsta nu prea prinde. A, e doar aici drum drept și sper că mă oprește, că dacă nu mă oprește, nu prea am cum să mă oprești să am și 140. Da, mă oprește, perfect. Bă. Hai să vedem. Cu 200 de km la oră am luat 100 de sau. Am luat toate 300, bine, e bine. E bine. Și cred că asta a fost și acest Top Gear, nu? Hai să vedem. Da, cred că asta a fost, dar... Da, asta a fost. Bun, deci misiunea asta a fost cu de două, în fine. Am făcut și level up, 44, dăm și încă o dată aici și... 180, nice! E bine, măcar mă recuperez banii pe care i-am pierdut. Aș vrea să-mi iau un Skyline GTR. Și uite Bugatti-ul ăsta. Uite Bugatti-ul ăsta. Părere de Bugatti. Mai zicem ceva? Mai are rost să zicem ceva? E cum o ia. Dar nu-i cine știe ce gen când pornește, dar e blană, e blană, știi ce zic? Cam asta a fost cu acest episod, nu uitați să apăsați și vă butonul de like, mai vezi episoade în continuare și noi ne auzim la episodul de mâine. Salut!